Acest joc va fi de a vați ascunsele în pădure. Tati, nu te uita! Cine oare va câștiga? Cine oare? Cine? Sunt gata! Și sunt gata! Bravo, Bri! Tata se chinuie să o ridice pe Mara. Hai, Bri, că poți! Tateu a plecat! Pleacă, Bri! Ajutor! Mergem să o salvăm! Bună dimineața și bine ați venit la un nou vlog! Noi ne pregătim să mergem într-o excursie. Fetele merg la cățărare, noi mergem la masă, fiecare cu ce-l doare. Doar ce au avut pregătire la engleză amândouă, online și Mara și Teo. Prima Teo, apoi Mara și, apropo, astăzi s-a schimbat ora, de aceea suntem atât de odihniți. Este aproape ora 12, dar, de fapt, pe vechi era ora 1 acum, vă dați seama? Salut și bine ați venit la un nou vlog. Eu cu Ari și cu aspiratorul. Ari, ce vrei să faci? Hai. Wow, poarta e deschisă. Ușa e deschisă la garaj. O închis tu, mami. Cine a apăsat? Eu. Încarc mașina. Stai. Închid? Închide, da. Închide. Nu lupezi mașina, nu? Nu. Gata, gașca? Pregătită? Da. Porțile se deschid. Mama lui, mama. Mami trebuie să vină. Și hai, mami. Acum vin. Ai închis ușa. Am închis ușa, am deschis porțile. Și să mergem. Mergem. Țin cheile în mână. Doamne ajută. Hai, centuri. Imediat. De data asta nu o să facem cum am procedat data trecută. Vom merge într-adevăr la masă. Vom alege bufet suedez. Nu o să mâncăm a la carte. Iar apoi copiii se vor distra în parcul de aventură Freedom de la Marghita. Am rezervat. Ei știu sigur că venim și vor deschide. Sperăm. Iar eu rezerv aici vacanța pentru la iarnă, pentru că am fost atât de nehotărâți acum în toamnă, încât s-ar putea să rămânem acasă și să nu mai plecăm nicăieri în această vacanță. Am ajuns și așteptăm să vină prietenii. Gata, am ajuns, vine și Miha cu Tudor, cu Vlad și cu Isabel. Iar acum să adunăm toți copiii și să mergem la distracție. Ia să vedem pe cine avem noi, pe cine avem noi. Ariuca doarme. A dormit tot drumul. Teuța, repede. Teuța în spate. Hai, Bri, că te mănâncă scaunul. Priviți cum sunt îmbrăcate fetele. Și are tot așa. Și are tot așa. Te abunezi bluga. Mara, tu ești mare. Aproape că ne întreci. Ai crescut și pentru adulți nu erau, că mi-aș fi luat și eu. Sau n-am căutat, de fapt. Noi nu ne-am uitat la haine de adulți. Dacă erau. Tu erau. Sigur. Sigur. A, pentru adulți nu. Știu. Ce bine îți stă! Toată gașca e așezată la masă. Fiecare va lua ceea ce va dori. Pentru adulți e 75 de lei, pentru copii e 50 de lei meniul. Cam așa cred eu. Așa era săptămâna trecută. Iar acum mă duc să anunț că am ajuns la locul de aventură. Aventura Park. Iarăși e închis. Dar sunăm. Am fost, nu e nimeni, a vorbit tati și va veni cineva special pentru joaca celor mici. Începe distracția! Noi colorăm! Aici o mulțime de aperitive, toate bune și gustoase. Ce ai ales? Supă de pui. Cu niște steluțe ceva, tăiței. Hai să vedem ce avem în toate. Aici cărniță de pui. Aici e supa de pui. Aici cred că e ciorbă de burtă. Ciorbă de burtă? Nu cred! Chiar mi-aș dori o ciorbă de burtă. Asta e. E ciorbă de burtă! Super! Sarmale! Wow, cred că e pește, orez. Unde suntem aici? La Marghita, suntem în România. Chiar dacă nu vă vine să credeți, wow, și aici ce bine arată o pirață. Să e rată că e vadul asta pentru rată. Mamă, deci! Chiar nu-mi pare rău că am venit. Garniturile. Ceapă, picurică, ceapă. De la ora 12 se pornește. Și arată extraordinar. Asta e ciocolată? Nu-mi zice, e ciocolată? Cred că da.
ciocolată de casă. Ciorbă de burtă? De burtă. Nu cred. Spectacol, măduvă de vită. Ți-ai luat? Am pus să gustăm, am pus una singură. Iar ție spun ciorbă de burtă acum. Are ca să trezit. Ție pune prezentă. Și sufiță de pui. Poftă bună! Ari stă și ea la masă și mănâncă pâinică. Miam, 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 ce bun! Mami, ciorbiță de burtă. Teo. Nimic, ea nu vrea nimic, niciodată nu vrea. Dar o să se ducă să-și aleagă ceva, că n-are încotro. Și-a luat un cocktail fără alcool pentru copii și stă acolo în față așa. Toată lumea a mâncat bine, așa că acum mergem la distracție. La joacă! Dașca pregătită? Mami pregătită? Mai ales mami de cățărare! Chiar? Da. Deschis! Copiii se vor cățăra! În sfârșit, de data asta, au avut noroc. Am fost mai organizat, să zic așa. Așa că și voi, dacă vreți să veniți aici, la fel să faceți, sunați înainte, programați-vă chiar și în aceeași zi, numai că trebuie să anunțați că veniți ca să țină deschis, iar la masă trebuie neapărat cu programare. Noi am avut noroc pentru că ne știau de data trecută și au reușit să ne facă loc, dar fără rezervare nu prea mai e loc. Văd că se populează locul deja, că mai vin copii, nu vor fi doar ai noștri. Monstrulețul aruncă mereu girafa pe jos. Vă place monstrulețul meu? Ce ochi are și dinți, bău. Acolo un monstruleț mic. Chiar sunt foarte multe distracții aici. E prima dată când ajungem aici. De fapt, e prima dată când intrăm aici, că am mai fost. Iar acum să vedem ce distracții reușim să prindem astăzi. În parcul de aventură Freedom! Vă arătăm acum niște cadre de abați ascunselea în pădure! Toată lumea sper să fie pregătită pentru următorul joc. Acest joc va fi de abați ascunselea în pădure. Cine vrea să fie cu mine? Eu! Haideți! Mara, Teo, Bri! Cine numără prim? Hai, dar ducem la... Nu eu! De ce cu mâna la nas? Explicați-ne și nouă. Pentru că asta înseamnă că nu ești tu. Cel care e ultimul, trebuie să faci așa. Nu eu! Hai, Bri numără? Da, Bri. Hai că numără tati. Bine, dar uite, după copacul ăla să numeri. Nu, aici. Aici. Aici o să număr eu, așa că gașcă pregătită? Da! În 3, 2, 1, start! Tati, nu te uita! Bine, nu mă uit. 1, 2, 3, 4, 5. Nu e gata, te anunț eu! Cine nu e gata, le iau cu lopata! Cineva cred că s-a ascuns aici. Era sigur că Mara așa face, dar nu-i nimic. Să o căutăm pe Bri, pe care am văzut-o deja. Acolo e altcineva. Ah, iar am pierdut. Ia să mai vedem noi pe cine avem noi aici. Gata, a scăpat și Bri. Nu mai alerg, pentru că sunt convins că mai e cineva pe aici. L-am văzut pe Tudor. Tudor! Stai că mai e cineva aici. Asta e Teo! Pe mine nu mai văd. A scăpat și Teo. Și parcă mi s-a părut mie că aici mai avem pe cineva. Pare, cine e aici? Aici e Tudor! L-am găsit pe Tudor, dar dacă alegi mai repede ca mine, poți să scapi. Teo cu Tudor cu viteză. Ai scăpat, Tudor. Ei, și acum pe cine mai avem? Mai avem pe cineva? Scrieți-mi în comentarii dacă mai trebuie să găsesc pe cineva. Eu la viteză. Pe cine? La. Unde e? Hai, repede, repede, repede. Aha, și Vlad. Pentru Vlad. Vlad a depășit copacul. Așa că tu ești următorul. Vlad numără. Până la cât? Până la 20? Da, până la 20. 1, 2, 3, 4, 6, 7,
Pe mine m-a găsit din prima, dar pe ceilalți încă nu. Îndoi pe ceilalți. Cam toți s-au ascuns într-un loc. 1, 2, 3, 4, 5. Păi du-te! Repede, repede, Tudor, repede! Nu există pentru toată turma, nu? Fiecare pentru el. Cine numără? Noi! Bri numără, gata! Hai, Bri, numără! Briana a spus că ea a fost ultima, așa că Bri să numere! Haide, Bri! 1 1, 2, 3, până cât? 20 1, 2, 20 4, 5 Bri, vrei să fiu cu tine să te supraveghez? Am văzut pe tine! Pe cine ai văzut? Pe Teo, repede! Până! No. A câștigat, Bri! Deci, momentan, Teo a fost găsită. Hai să vedem pe cine mai găsește, Bri! Pam, pam, pam! Repede, repede, Bri, repede! Opa! Bravo! Pe cine trebuie să mai găsești? Pe Vlad! Vlad! Iar! Unde e Vlad? Acolo! Unde e Vlad? Unde e Vlad? Jocul e să nu-l dai de gol! Vlad, hai că plecăm! Să nu ies! Că te minte! Uite-l! Gata! Gata! Du-te, Bri, Bri, repede, 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 repede! Cine oare va câștiga? Cine oare? Cine, 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 cine? Vlad a câștigat! Bravo, Vlad! Și? Tudor pune ochii. Tudor a fost ultimul. Așa că? Bravo, Bri! Dar nu știu de ce spune, sunt de sunt. Ariuca cu mințica aici. Da, iubita, da. Repede, repede, repede! Nu mai da! Nu mai da! Nu-mi place! Mai tare! Aoleu! Teo, mai da, Teo! În scurt timp, fetele vor fi echipate astfel încât să fie în siguranță aici. Echiparea! Am început cu Bri! Te-am lasă-mă! Sunt gata! Imediat merg la trasee! Ura! Și sunt gata! Wow! E super! Cum e Mara? Aici mi se întâmplă. Care nu se deschide, vedeți? Avem instructajul. Asta trebuie să conectați, chiar la început, fiecare traseu afișat. Aveți voie și 5 trasee, bine? Primim instrucțiuni. Albastru, verde, roșu, mov și galben, ok? Copiii își conectează sistemele. Așa, bravo, Izabel. Super, și pe celălalt, aici, poți să-l pui oriunde. Așa. Mara, deja e conectată. Doar că o așteaptă pe Izabel. Eu într-o secundă m-am și conectat. Și Mara! Mara e mare, imediat reușește. Abia aștept să o văd pe traseu. Eu cred că vor face trasee diferite. Cei mici pe unele și cei mai mari pe alte trasee. Teo se teme de păianjen aici pe traseul pentru începători de până la 130 de centimetri. Cred că n-ar fi pentru Teo traseul ăsta, ea are mai mult. Mara, cred că ar trebui să încerce un traseu de mai mare dificultate. E furnică pe ăsta. Acum nu mai sunt. Pune și cealaltă, nu merge doar cu una. Ba nu, că asta acum doar cu una. Complicat sau nu? Nu e complicat deloc. Teo trebuie să aștepte acum ca Briana să termine prima parte a traseului, primul joc, și abia apoi să pornească și ea. Ba da, a zis. Bravo, Bri! Bri e curajoasă. Mara intră pe traseul verde. E un pic mai complicat decât cel albastru. Bine că nu trebuie să aștept pe nimeni. Tot așa compun. Așa. Așa, nu? Hai, Bri, că n-ai de ce să-ți fie frică. Hai! Ești ținută. Bravo! Hai! Nu e greu. E super. Hai, Bri, că poți. Na, Teo așteaptă. Ari e aici. Ia, uite-l cât de repede se mișcă, nici la foc, să mă țin după el. Ups, stai că eu m-am lovit. Hai, Bri, bravo. Hai că te ajută Bri dacă nu poți. Știe, Bri? Hai, Bri, ia să te vedem. Nu, păi întâi pe-al lui, nu poți pe-al tău. Hai, pune-l pe-al lui. Și Teo vine. Probabil nu am ajuns la final. La finalul acestui joc.
Îl dau mai departe. Ar trebui să dea astea cu ulei să alunece. Acum să o vedem pe Mara. La... Nu, 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 nu. De ce ești față? Mara, de ce ai făcut asta? Ca să nu mă stresesc. Ah, cadă, cadă, mi-a tot pe sârmă. E, dacă a fentat Mara mai adineaori, să o vedem acum. Ce e asta? De ce ajung pe traseu cu ei? Aici se intersectează cele două trasee. Traseul copiilor mici cu traseul marei. Tudor termină și acești bușteni, Hornește, Brie. S-au aglomerat acolo toți copiii. Hai, 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 Brie. Așa, bravo, Brie. Încerc să mă las. Cum să te lași? Tata se chinuie să o ridice pe Mara. Și-a reușit. Bravo, tati. Acum e bine? Da, se pare că nu pot să mă las. Mi-e frică. Deci nu poți venta? Nu. Aha. Și așa, copiii fac mișcare. Hai, Teuța. Bravo, Brie! Ești foarte curajoasă. Hai! Hai, Brie, că poți! Aventură la înălțime! Înălțimea este cam aceasta. Nu e mare. Hai, Teo, poți să pornești! Bravo, Mara! Mara ajunge la ceilalți, numai că ea o va lua pe alt traseu. Așa, Teo, hai, hai, Brie! Hai, acolo, la plăcuță, bravo, bravo, bravo! Gata, ai reușit! Super! Tudor e la tiroliană! Să te vedem, Tudor! Ești gata? Pregătit? Pe locuri! Fiți gata! Pornește! Wow! Bravo! Hai, Brie! Brie s-a blocat acolo. Să o vedem pe lanțuri! Și? Hai, Brie! Bravo! Tata-mi trebuie împărta căpic! Mi-a mai fost la trapez, dar nu așa de grele! Hai că urmează tiroliana! Super! Hai că poți singură! Bravo! Bravo! Așa, ține-te bine! Nu mai țin, dar poate pic în găurile alea. Nu pici, și oricum rămâi agățată, nu se întâmplă nimic. Ba da, poate cade. Nu cade. Teo! Da? Hai! Urmează tiroliana! Du-te, du-te, du-te! Urcă acolo! E tiroliana! Trebuie să spui tiroliana, da? Iar acum, tiroliana! 3, 2, 1, start, Mara! Uite cine vine! Teo urmează pe tiroliană. Ce faci, Teo? Nu reușești să o desfaci? Te ajut eu? Așa, bravo! Hai, Teo, că toată lumea așteaptă! Teo a plecat! Tati, vine Teo! Briana e pregătită. Mami se dă jos și pleacă, Bri. Ajutor! Ajutor! Mergem să o salvăm.